ziceam că... Ziceam și e foarte... O informație pe care puțină lumea știe, vedeți deja în față placa, placa comemorativă al lui Constantin Dobrogeanu Cherea, care în mod paradoxal e una dintre personalitățile care a avut legătură cu gara, cu gara din Ploiești, deși n-a fost o personalitate a căilor ferate, ci a fost mai mult o personalitate a literaturii și a, și a culturii române. Dar e, e, foarte, e foarte interesantă povestea lui și cum a ajuns să aibă legătura cu gara din Ploiești, cum practic restaurantul gării din Ploiești, care în perioada interbelică era un punct de atracție al orașului și era cunoscut, oricine, oricine știa și chiar, chiar și regele Carol I a intrat în restaurant, a pășit în restaurantul gării din Ploiești. Și oarecum era și un, era și un străbunic al serviciilor de catering de astăzi. Adică exact cum ai companiile care îți livrează astăzi, îți aduc o pizza acasă sau îți comanzi o mâncare de pe internet și îți vine la ușă, cam așa se întâmpla și în Ploiești. Acum, ca să, ca să intru un pic în istorie, să povestim un pic despre personalitatea lui Constantin Dobrogeanu Gherea și activitatea lui în domeniul literaturii și practic cum a ajuns să aibă acest restaurant, trebuie să-i facem așa o scurtă biografie. Adică Dobrogeanu Gherea s-a născut în, în 21 mai 1855 într-un mic sat, Slavianca se numea localitatea, din guvernământul Ecaterinoslav, ar fi undeva pe teritoriul Ucrainei de astăzi, într-o familie de evrei. Numele lui real era Solomon Katz. Constantin Dobrogeanu Gherea a fost numai o românizare a, a numelui. Bun, face școala primară în satul natal, ulterior, din cauza unui conflict cu conducerea gimnaziului din Harkov, cu directorul gimnaziului din Harkov, gimnaziului, pleacă la Harkov, unde își urmează cursurile și se înscrie la Facultatea de Științe și concomitent în timpul studenției și așa începe să activeze cumva în cercurile de, de, asta, de studenți cu viziuni politice de extremă stângă. Adică erau adepții ai unui domeniu de ăsta politic, așa numit narodnicismul, care era practic o doctrină social-politică apărută undeva în Rusia sfârșitului de secol XIX, care considera cumva că forțele revoluționare principale erau țărănimea și intelectualitatea. Existau și un rol al personalităților și lor erau cumva rolul de creatori al istoriei. Cert este că între 1873-1875 lucrează într-o fierărie din satul natal, se întoarce la Harkov, activitatea asta politică oarecum subversivă și așa îl, îl face cumva să intre în atenția poliției, care începe să-l urmărească ce activitate are și cam ce face. Cert este că în 1875, pentru că deja era cumva în pericol, de, în pericol chiar, de, chiar de a avea o arestare, este... decide să se refugieze cumva, să părăsească Rusia țaristă, sfătuit de mai mulți prieteni, ajunge la Iași. Ajunge la Iași, unde la Iași duce așa o viață destul de, destul de semi-obscură. Adică, practic, ajunge să facă tot felul de meserii de-astea, de, n-aveau nicio legătură cu, mare, cu marele om de cultură și așa, care avea să fie Dobrogeanu Gherea. Adică, salahor, vopsitor, cizmar, face și un pic de pietrărie, pleacă pentru o scurtă perioadă în Elveția, ulterior se întoarce în România, se căsătorește cu Sofia Gherea, care era deja o femeie de cultură și așa, traducătoare în limba română a operelor lui Anton Cehov. Cert este că undeva prin, după 1875, prin 1877, își procură un pașaport american sub nume de ăsta conspirativ Robert Jinks, devine corespondent al unui ziar rus numit Vremea Nouă, activitatea sa politică îl face la un moment dat să fie răpit de agenții poliției țariste, ajunge într-un lagăr de prizonieri undeva la Mezen, pe, pe țărmul Mării Albe, evadează, ajunge la Paris, în fine, e o activitate de asta de... poate fi un scenariu de film, de, de acțiune cumva. E, cert este că în, în 1879 revine definitiv în România, se stabilește la București și se începe să se preocupe, bun, trebuie să-mi deschid o afacere din care să trăiesc, ce să fac? Se orientează cumva către domeniul gastronomic. Cert este că deschide un local pe strada Smârdan, în centrul vechi al Bucureștiului, pe strada Smârdan, un local care, la scurt timp după ce îl deschide, îl și închide pentru că a tras un faliment răsunător. Ce s-a întâmplat?
toți prietenii lui veneau, se făceau niște un fel de serate culturale, se mânca bine, se bea bine și l-a plătit mai greu. Cert este că a ajutat de prietenul lui Zanfir Arbore, 3 ani mai târziu, deci undeva prin 1881, Gherea reușește să obțină concesiunea pentru restaurantul Gării din Ploiești, pe care îl va duce la rang de artă și care va rămâne în istoria locală și va fi cumva apogeul carierei sale de comerciant, care a fost cumva a mers în același timp și împreună cu cariera lui de public, de om de cultură și de critic literar și tot ce știm despre Marele Gherea în domeniul literaturii. Cert este că, cum v-am zis, obține concesiunea pentru acest restaurant, la început și lucrează în restaurant ca ospătar, pe urmă ca bucătar și pe alte posturi. Era un fel de om bun la toate, fiind afacerea lui și fiind patronul afacerii, cumva era interesat să facă orice, să-și dezvolte lucruri și restaurantul să meargă bine. În paralel, în 1883, nu renunță la activitatea publicistică, începe să publice diverse articole în presa vremii, mai ales în reviste periodice de genul Emanciparea, Contemporanul, Românul, Drepturile Omului. În aceeași perioadă, succesiv 1890, 1891, 1897, văd lumina tiparului cele 3 volume de studii critice care au rămas cumva opera lui de căpătăi și pentru care e recunoscut în domeniul literaturii. Concomitent, în 1893 devine și director al revistei de literatură și știință, iar la 1 aprilie 1893 intră și în politică, conduce lucrările Congresului prin care ia înființă Partidul Democrat al Muncitorilor din România. Până la intrarea, activitatea politică o continuă până la intrarea României în primul război mondial, și ca om de cultură, și ca lider politic în acest partid de care v-am povestit. Cert este că la începutul anului 1920 se îmbolnăvește grav, n-am intrat așa în istorie să văd exact care a fost diagnosticul și ce boală a avut. Încetează din viață după câteva luni, în primele ore ale zilei de 7 mai 1920. Acum, pentru ce a rămas el, cum v-am zis, și vedeți în spate placa despre restaurant și așa, cum a ajuns el să fie foarte interesant pentru istoria locală și practic să fie un loc cunoscut de orice ploieștean și chiar și de cei care nu erau ploieșteni în toată perioada de început și a secolului 20. Este momentul 1882, când ajutat de prietenul său Zanfir Arbore, Constantin Dobrogeanu Gherea reușește să obțină concesiunea pentru această afacere care avea să-i aducă celebritatea și avea să rămână în istoria locală. Exact cel pe care îl vedeți, exact intrarea de acum, numai că astăzi nu mai păstrează nimic din strălucirea de odinioară, practic nimic nu mai transmite ideea, a devenit practic un local ca orice, un local obișnuit din orice gară, nu mai are deloc strălucirea de odinioară. Practic ce s-a întâmplat? Cum v-am povestit, la începutul restaurantului, însăși patronul a lucrat, însăși Constantin Dobrogeanu Gherea a lucrat la bucătărie, ca ospătar, pe alte posturi. După aproape un deceniu, începând din 1890, micul restaurant a căpătat o notorietate națională, adică la acest statut au contribuit foarte mult și prietenii patronului, care era unul dintre cei mai cunoscuți oameni din cultura și literatura română, adică personalități de genul Caragiale a trecut prin restaurantul Gării din Ploiești, Vlahuță, De la Vrancea, Anton Bacalbașa, Marele Titu Maiorescu, Vasile Morțun. Ce se știe așa din istorie și din presa vremii este că în mod curent în fiecare zi restaurantul avea între 400 și 1000 de clienți, ceea ce era ceva, nu orice local din Ploiești, începutul de secolul 20 avea 1000 de clienți în fiecare lună. Ba chiar activitatea lui la un moment dat ajunsese să influențeze și mersul trenurilor. Ce se întâmpla? În fiecare an când se făcea mersul trenurilor, gurile rele așa spun că patronul restaurantului învățase cumva metehnele românești, se ducea la București cu un plic de ăsta așa destul de substanțial și cumva cointeresa funcționarii din direcția căilor ferate, în așa fel încât mersul trenurilor se făcea încât trenurile de rang superior, acceleratele care mergeau către Chișinău sau către Iași, către Moldova, să plece din București în așa fel încât să aibă oprirea la Ploiești. Vă dați seama că la Ploiești era o întreagă
procedură tehnică era, pentru că erau locomotive cu aburi. Nu era ca acum că oprirea unui tren dura într-o gară un minut și pleacă mai departe. Atunci se stătea, e o întreagă poveste și cu expresia, să întoarcem ca la Ploiești, pentru că trenurile care mergeau pe Valea Prahovei, practic nu exista racordul actual făcut prin gara de vest. Era locomotiva, trebuia întoarsă, era o întreagă procedură care consuma timp și de obicei stăteau, opririle erau, puteau să stea și câteva zeci de minute în Ploiești. Și atunci, în general, pasagerii trenului în timpul opririi astea coborau și luau prânzul la restaurantul gării. De aici cumva Dobrogeanu Gherea, pe lângă această influențare a mersului trenului, să zicem așa, această speculare a unei activități, a mers mai departe și, cum v-am zis, a fost oarecum și un străbunic al serviciilor de catering de astăzi. Adică ce se întâmpla? Avea niște funcționari ai restaurantului care, în momentul în care opreau trenurile de lux, cumva mergeau cu un fel de recipiente în care aveau produsele comandate și așa de client, se duceau chiar la ușa vagonului și ți aduceau comanda exact la ușa vagonului. În plus, ce ar mai fi treptat, localul a devenit și un fel de magazin universal cu mărfuri de cea mai bună calitate și de chiar mărfuri de lux, adică mezeluri, fructe proaspete pe care le procurau deja din piețele orașului, avea angajați care la prima oră se duceau în piața orașului, aveau deja rețelele lor, cunoșteau comercianții din zonă, deja se crease un întreg lanț de afaceri cum funcționează și într-un supermarket de astăzi. Nu vă mai zic că, în fine, se găseau cele mai fine băuturi, țigări, dulciuri, mesele de aici, de la Ploiești, se spune că rivalizau în amploare și asta și în calitatea preparatelor cu cele de la Casa Capșa din București. De ce? Pentru că foarte multe din meniuri erau create de socrul lui Constantin Dobrogeanu Gherea, care era un foarte bun bucătar, un polonez pe nume Parcevski, care se stabilise și el la Iași, tot așa într-o poveste destul de ambiguă, și ulterior chiar și Dobrogeanu Gherea a început să creeze meniurile restaurantului. Cert este că în 1897, cu ocazia inaugurării Monumentului Vânătorilor, de care o să povestim și care este a rămas și astăzi în piața din fața gării din Ploiești, este un punct de atracție cunoscut de toți locuitorii Ploieștiului, dar o să povestim imediat care a fost istoria lui și cum a apărut și cum a ajuns ceea ce este astăzi. În momentul în care s-a făcut inaugurarea acestui monument, a fost o grandioasă ceremonie la care a participat chiar și suveranul României, regele Carol I. Regele Carol I, venind la Ploiești, practic, cu trenul regal pentru a lua parte la această ceremonie de inaugurare a Monumentului Vânătorilor, coboară în gara din Ploiești și intră însoțit de suita lui în restaurantul Dobrogeanu Gherea. Lucru care cumva ulterior a rămas chiar și ca un factor de reclamă, adică nu în orice restaurant pășea regele României și Gherea cumva l-a transformat într-un brand în care își făcea reclamă. Dom'le, în restaurantul meu a intrat și regele României. Bun, toată povestea a continuat până în 1948. În 1948 restaurantul a fost naționalizat. Deja practic restaurantul, afacerea a fost naționalizată, pentru că restaurantul inițial nu mai exista din 1944, fusese bombardat clădirea inițială a gării, care era o clădire superbă făcută de un arhitect român și era un stil de ăsta, putem să zicem chiar un neoclasic, cu niște domuri frumoase, era un monument de arhitectură locală, a fost bombardată și făcută efectiv. N-au mai rămas decât fundațiile din ea, a fost bombardată de 3 ori și lovită în plin și transformată într-o grămadă uriașă de ruine fumegânde. Afacerea a fost naționalizată în 48. În fine, restaurantul, și astăzi există restaurant în gara Ploiești, îl vedeți în spatele meu, dar nu mai are nimic din strălucirea de odinioară și practic singurul loc care mai transmite un pic, singura urmă așa care mai transmite un pic povestea vechiului restaurant al gării este placa pe care ați filmat-o și o vedeți. Dar care cumva nu reușește în cele câteva rânduri scrise pe ea să surprindă toată povestea și toată istoria locului
Astea fiind zise, hai să mergem în turul nostru către intrarea în gară, practic către Piața Gării, unde să povestim un pic și istoria clădirii și cum a ajuns practic Ploieștiul să aibă o gară și gara de sud. Paradoxal este cam așa ca vechime e media, adică a fost prima gara Ploieștiului. O să a aniversat anul ăsta chiar 150 de ani de existență, dar a fost în comparație cu gara Bucureștiului, în care totuși s-a făcut un eveniment și s-a aniversat această cifră de 150 de ani de existență, la Ploiești a trecut neobservat, nimeni n-a făcut așa cumva să aducă, domne, avem o gară de 150 de ani, chiar dacă clădirea, cum v-am povestit, nu mai există, e complet diferită de ce a fost în perioada interbelică, e complet diferită, e cam a treia clădire ca arhitectura gării. De aici vedeți foarte bine din locul care suntem așa și actuala clădire a gării Ploiești, care paradoxal este cea de-a treia clădire a acestei stații de cale ferată. De ce? În 1872, în 13 septembrie, când practic a intrat primul tren pe calea ferată în Ploiești și când s-a inaugurat practic stația de cale ferată Ploiești Sud, era o clădire mult mai mică, austeră, ceva stilul parter plus etaj, care la parter avea câteva birouri și sala practic de așteptare a călătorilor și așa și holul central, iar la etaj avea câteva mici camere, apartamente de serviciu pentru personalul gării. Era destul de obișnuită, adică era un stil de gară pe care o vedeai în toate localitățile mai importante din România și căile ferate atunci erau de-abia la început, de-abia în 1869 se inaugurase practic prima cale ferată din România, linia de la București, de pe actualul teritoriu al țării. Deși existau în Transilvania și în Banat, existau căi ferate. Chiar prima linie de pe actualul teritoriu al țării se inaugurase în 1854 pentru trafic de marfă, în 1856 era calea ferată de la Oravița la Baziaș, dar este cu totul altă poveste. În vechiul regat, practic, în România de până la 1918, prima linie a fost cea de la București-Filaret la Giurgiu. O întreagă poveste, o întreagă istorie despre gara Filaret și ce ar trebui ea să fie ca monument de istorie a Bucureștiului. Bun, acum revenind la Ploiești și la povestea gării Ploiești, cum v-am zis, ea este construită între 1870-1872. Inaugurarea a avut loc în aceeași zi, în 13 septembrie 1872, când s-a deschis ceea ce numim în istoria căii ferate, așa numita coloană vertebrală a căilor ferate române. Era linia magistrală pe care se circulă și astăzi, care lega practic Muntenia de Moldova, venea de la Roman, trecea prin Galați, prin Buzău, prin Ploiești, prin București, prin gara Târgoviștei, cea de-a doua gara capitalei, actuala gara de nord a Bucureștiului, mergea până la Pitești, ulterior a fost continuată de la Pitești către Craiova, s-a dus până în frontiera de la Vârciorova, dar această cale ferată de care vă povesteam, deci practic coloana vertebrală de la Roma trecând prin București, mergând până la Pitești, a fost construită de marele inginer și constructor de căi ferate, celebrul Henri Bethel Strusberg. Nu mai povestim, a fost o întreagă discuție despre această linie, celebra afacere Strusberg, care era cât pe agi să-i aducă abdicarea lui Carol I. E o poveste, de obicei lumea căilor ferate este atât de amplă încât e foarte greu să concentrezi 150 de ani de istorie în câteva cuvinte. Cum vă ziceam, în 1892, practic această mică clădire și Ploieștiu fiind deja un oraș în plină expansiune și un oraș care depășise cumva stadiul unui mic oraș de provincie, ce se dezvolta rapid către o mică metropolă, putem să zicem, pentru că devenise un pol de atracție pentru toate localitățile din jur și deja se făcuseră și primele exploatări sistematice de petrol și începuse cumva acea efervescență a industrializării petrolului, care avea cumva și în prezent a rămas legată de imaginea Ploieștiului. Când spui Ploiești, tu te gândești la petrol și la industria petrolieră. Autoritățile locale au ajuns cumva la concluzia că deja gara era prea mică, nu mai servea
deja devenise neîncăpătoare pentru traficul din acea perioadă și pentru practic nu mai era reprezentativă pentru un oraș aflat în plină dezvoltare. Cert este că în 1892 a fost demolată, pe locul ei s-a construit o clădire, v-am zis, o clădire superbă, un palat, rivaliza în arhitectură cu palatele din marile capitale europene. Și ea, din păcate, a avut o soartă foarte tristă, a fost complet distrusă în 1944 în bombardamentele americane. Din ea n-a mai rămas astăzi nimic, așa mai supraviețuiește în ilustratele de epocă, în cărțile poștale. Eu fiind și colecționar, se întâmplă să am în colecție câteva imagini cu Gara Ploiești, cum arăta în perioada interbelic, cum a fost acea clădire care a rămas în istorie locală. Bun. De activitatea stației de cale ferată Ploiești se leagă cumva și o expresie pe care o folosim foarte frecvent în istorie, în vorbirea noastră de zi cu zi. Adică știți că printre vorbele așa populare există câteodată expresia aia, domne, a întors-o ca la Ploiești. Hai să vedem ce era în realitate această întoarcere ca la Ploiești. Cum v-am zis, neexistând acel racord pe care astăzi circulă trenurile dinspre București direct către Valea Prahovei, trenul practic intra întâi prin Gara de Sud, unde Gara de Sud trebuia să iei locomotiva din capul trenului, să o duci în depou pe placa turnantă, să întorci locomotiva ca să fie cu coșul înainte și să plece trenul către Sinaia Predeal, Brașov, către linia de astăzi. Această întoarcere cumva se făcea în depou de la Ploiești. De aici s-a generalizat în vorbirea populară, domnule, zicea, întors-o ca la Ploiești. Adică vedeți cum câteodată activitatea feroviară și calea ferată așa poate să rămână cumva în istorie și în limbajul curent fără să știm. Să avem o legătură cu calea ferată și cu istoria feroviară fără să ne dăm seama. Bun. Acum ce ar mai fi de povestit despre gara din Ploiești? Cum v-am zis, lovitura de grație a fost bombardamentul din 31 mai 1944, când a fost complet distrusă. A fost ultimul bombardament care practic a ruinat-o, a demolat și ultimii pereți care mai rămăseseră în picioare din clădire. Ea mai fiind lovită anterior în două ocazii. Și după cel de-al doilea război mondial s-a pus problema, bun, demolăm complet ce mai rămăsese în picioare, reconstruim, facem o nouă clădire, fiind acea perioadă de început al anilor 50 în care în România cam totul și lumina venea de la răsărit și cam totul se făcea după proiectele impuse de URSS, s-a ales o arhitectură oarecum de factură sovietică, vedeți, o clădire care nu-ți transmite nimic văzut așa din afară despre funcționalitate. Adică poate fi la fel de bine și cazarmă și spital. Nu, n-are o arhitectură așa sau ceva care să-ți transmită că ar fi vorba de o gară. Însă la această construcție acestei clădiri au lucrat arhitecții români. Echipa care a realizat clădirea a fost coordonată de către arhitecții Titu Elian și Nicolae Georgescu. Sunt cunoscuți în domeniul arhitecturii și n-a fost singurul lor proiect. Cam asta ar fi foarte pe scurt și foarte comprimat așa povestea gării de sud a Ploieștiului. Vedeți că ea și astăzi a rămas ca un punct principal al zonei și așa, și una dintre cele mai mari și mai ample clădiri din zona înconjurătoare. Își păstrează și astăzi funcționalitatea, e în continuare gară, sperăm să o avem pentru mult timp de acum încolo. Ar merita să aibă totuși o renovare și ar merita poate cumva chiar să aibă și o mică expoziție sau așa, o zonă creată în care cumva călătorul ajuns în Ploiești sau chiar și ploieșteanul mai tânăr cumva să vadă toată istoria stației de cale ferată ca dezvoltare, ca cum a ajuns practic să influențeze orașul și cum a ajuns punctul de atracție de astăzi. Practic una dintre porțile de intrare a Ploieștiului și oarecum paradoxal, deși e cea mai mare gară din Ploiești, nu e cea mai importantă. Nu e cea mai importantă. Cumva după anii interbelici și așa și încet încet, mai ales în
a doua jumătate a secolului 20, toată greutatea s-a transformat pe gara de, s-a transferat pe gara de vest, care e mult mai mică. E mult mai mică, dar fiind pe magistrala către Valea Prahovei, e mai tranzitată decât, e oarecum mai tranzitată decât gara de sud. Bun, astea fiind zise, hai să pornim către următorul obiectiv, care paradoxal este tot în piața gării de sud, este în apropierea clădirii și pe care deja îl și vedeți în față cum ne îndreptăm așa încet încet către el. Este statuia Vânătorilor, care e unul dintre cele mai cunoscute monumente de for public din Ploiești. Cred că nu există ploieștean mai exact cea din față. Cred că nu există ploieștean mai în vârstă care să nu cunoască sau ca venind în oraș și întrebând, domne, unde e statuia Vânătorilor și așa să nu știe să te direcționeze către ea, care în sine are o poveste foarte interesantă și care se leagă de războiul de independență a României, cumva ea a fost ridicată ca să comemoreze războiul de independență și luptele din cadrul războiului de independență de la 1877-1878. Imediat o să ne așezăm cumva în fața ei și o să povestim toată istoria ei, așa cât de comprimat o putem face în cele câteva minute pe care le avem la dispoziție. O să vedeți că și ea are o istorie foarte interesantă și oarecum în poziția de astăzi e cumva uitată și ea a avut de suferit de pe urma trecerii vremii și cumva astăzi a intrat oarecum într-un, nu știu dacă e cel mai fericită formulare, a intrat într-un cont de umbră. Adică deși toți ploieștenii o cunosc, puțină lume mai știe istoria ei în detaliu și cum a ajuns ea practic să existe în Ploiești, care e semnificația ei, care era poziția inițială, cum s-a născut și cum a dăinuit de-a lungul anilor. Despre ea, cum v-am zis, a fost primul monument din țară menit să cinstească memoria militarilor români care au luptat în războiul de independență din 1877-1878. A fost închinat batalionului 2 de vânători, ce sub conducerea celebrului general Alexandru Candiano Popescu au luat parte la asaltul redutei de la Grivița. Nu mai povestim de istoria Republicii de la Ploiești, cum Candiano Popescu, de unde era unul dintre eroii războiului de independență, ulterior a intrat în disgrația regală și a fost chiar cel care cumva a rămas în istorie ca cea mai cunoscută figură a acei mișcări antidinastice care a culminat cu Republica de la Ploiești. Bun, inițiativa ridicării monumentului a aparținut lui Ion Grigore Sorescu, a fost prezentată public în 1890, a urmat o întreagă serie de discuții, 2 ani mai târziu ideea practică a fost transpusă în realitate, s-a organizat un concurs de proiecte, câștigător a fost declarat sculptorul George Vasilescu, monumentul inițial trebuia să aibă o columnă pe care se afla așezat un vultur, la baza acestei columne trebuia să fie statuia unui soldat înconjurat de 4 lei. Bun, avem ideea, avem cumva și proiectul, hai să transpunem în practică proiectul. Numai că au urmat vreo 7 ani de discuții, din 1890 până în 1897, în care s-a tot discutat și în autoritățile locale din Ploiești și în toate cercurile mai oficiale așa din oraș, domne bun, avem ideea asta, dar Unde amplasăm monumentul? Cum facem statuia? Respectăm proiectul inițial? Cât ne costă? Toate problemele care se puneau și care se pun și astăzi în momentul în care creezi o lucrare edilitară de amploare asta. Cert este că s-a organizat o întreagă pleiadă de subscripții publice, de colecte, de baluri, de evenimente în care se spune că s-au implicat, presa vremii chiar consemnează unele dintre ele, se spune că au fost implicați cam 20.000 de persoane care s-au implicat cumva într-un fel sau altul în crearea acestui monument. Proiectul inițial în care a fost modificat de-a lungul acestei etape, a fost modificat, monumentul a căpătat o formă pe care o are și astăzi, un obelisc din granit,
la baza căruia se aflau patru statui ale soldaților prahoveni, le vedeți bine, le vedeți bine și astăzi am plasarea numai că, bun, avem ideea, avem și forma în care vom face monumentul, unde l-am plasăm. Iar o nouă campanie de discuții, neînțelegeri la nivelul municipalității din Ploiești, domne, unde punem acest monument? Încet, încet s-a generalizat cumva amplasamentul și s-a ajuns la ideea amplasamentului pe care l-a avut ea până după cel de-al doilea război mondial, unde a fost, care se afla la primul rând al orașului, pe Bulevardul Castanilor. Practic o să vedem mai în drumul nostru și locul pe care s-a aflat el, statuia, în primii ani și în prima perioadă a existenței sale. Bun. În 12 octombrie 1897, după toată această perioadă de discuții și de probleme publice și de această naștere grea a ei, monumentul a fost inaugurat, a fost o ceremonie grandioasă, cum v-am menționat deja când am discutat despre restaurantul Dobrogeanu Gheră, în care au participat regele Carol I, principele moștenitor Ferdinand, Alexandru Candiano Popescu și unul dintre veteranii războiului de independență, soldatul Grigore Ion, cel care capturase steagul otoman de pe reduta asaltată de la Grivița. Din cele patru plăci de bronz care existau pe lateralele coloanei de granit, vedeți că una dintre ele nu mai există, a dispărut, era cea pe care se aflau înscrise numele celor ce au sprijinit financiar ridicarea monumentului. La 2 ani inițial a existat pe această coloană de granit, dar a fost demontată la 2 ani după inaugurarea monumentului. De ce? Pentru că s-a considerat că edificiul era cumva o creație a întregii comunități ploieștene, că meritul ridicării acestui monument era unul întregii comunități ploieștene și era un merit colectiv și atunci nu era nevoie neapărat să ai pe ea amplasat o placă care să aducă cumva în atenție cei mai puternici finanțatori ai acestei idei. A mai existat pe monument și o placă care amintea despre ceremonia inaugurării, care a fost demontată după 1945, pentru că vă dați seama, noilor autorități comuniste nu le mai servea și nu le mai era util să aibă o placă care să amintească de monarhie, de regele Carol I, și atunci a fost demontată. Nu se știe ce s-a întâmplat cu ea, a dispărut, probabil că a fost topită, n-am reușit să aflu și să reconstitui cumva istoria ce s-a întâmplat cu această placă. În 1916, în timpul ocupației militare germane, cele două tunuri care odinioară flancau monumentul, care fuseseră de asemenea capturate în luptele din războiul de independență din 1877-1878, au fost demontate iară. Nu se știe ce s-a întâmplat cu ele ulterior, n-au mai fost reinstalate. În perioada interbelică, la inițiativa unuia dintre ultimii veterani ai războiului de independență, Nicolae Prosanu, monumentul a fost restaurat, dar în 1944 vin bombardamentele americane asupra Ploieștiului și ca și Gara de Sud, ca și mare parte din clădirile din Ploiești, se zice că n-a mai rămas piatră pe piatră, cam 90% din oraș a fost afectat într-o formă sau alta de bombardamentele americane. Și de bombardamentele de noapte britanice, deși au fost, dacă mi-aduc bine aminte, au fost vreo 14 bombardamente americane și vreo 4 bombardamente nocturne lansate de aviația britanică, amploarea lor fiind incomparabilă cu celelalte bombardamente asupra României din 1944. Monumentul a avut și el de suferit. Adică a fost grav deteriorat. A fost cumva demontat, urmând să fie reamplasat. Reamplasarea a venit abia după un deceniu, în 23 august 1954, când a fost adus pe amplasamentul pe care se află și astăzi în piața din fața gării, însă semnificația lui se pierduse cu totul, opera de artă fusese alterată, adică bazoreliefurile care îl înfățișeau pe regele Carol I și pe regina Elisabeta fuseseră deja demontate. Monumentul fusese reamplasat,
Dar cum v-am zis, semnificația era complet schimbată, adică s-a făcut o ceremonie, s-a zis, bun, păi monumentul ăsta de fapt cumva celebrează frăția de arme româno-sovietică, după altă variantă celebrează cea de-a 10-a aniversare a eliberării patriei de către glorioasa armată sovietică, deci era cumva o semnificație care nu avea nicio legătură cu istoria adevărată a monumentului. Vine cu tremurul din 4 martie 1977, din nou este afectat. Cert este că 3 ani mai târziu, în 1980, este adus pe amplasamentul actual în piața din fața gării. Însă în momentul în care a fost remontat, probabil dintr-o necunoștință sau din graba de a-l remonta și de a-l inaugura, a fost așezat rotit practic la 180 de grade față de poziția lui inițială, deoarece inițial vulturul cu steagul în cioc trebuia cumva să arate direcția către sud, către reduta de la Grivița, unde avusese luptele pe care le comemora monumentul. Numai că în momentul în care a fost reinstalat, probabil nemai cunoscându-se semnificația lui, nefiind nici important, a fost pus exact în forma în care arată astăzi, practic cu spatele către gară. Asta ar fi foarte pe scurt povestea acestui monument, care a rămas cumva ca unul dintre cele mai cunoscute monumente de for public din Ploiești. Este printre cele mai vechi monumente de acest gen și astăzi este o atracție. Adică cred că nu există ploieștean care să nu remarce și care să nu știe să te direcționeze către statuia vânătorilor. Ce vedeți practic în fața obiectivului și în spatele meu este unul dintre cele mai cunoscute personalități ale Ploieștiului sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Este unul dintre primarii orașului Ploiești, Radu Stanian, care a fost o personalitate locală și care este și subiectul unor istorioare, unor povești foarte suculente, chiar hilare pentru lumea de astăzi, cum a rămas el perceput așa ca personalitate în istoria orașului. Știți, un om și cu bune și cu părți oarecum așa mai puțin bune, dar ca să intrăm așa în poveste, e născut în 1840, era fiul șetrarului Stănică Marin. Ce era acest șetrar? Era un angajat al curții domnești, putem să zicem chiar o persoană din interiorul curții domnești. Dacă l-am transpune cumva în termenii actuale, ar fi cumva ca un dispecer de trafic sau chiar ca un șef de autobază. Era dregătorul de la curtea domnească care se ocupa de toate trăsurile domnitorului. Adică avea grijă de să fie tot timpul unse, să fie tot timpul în stare de funcționare, să fie oricând domnitorul avea de făcut o deplasare și aia să poată să ia trăsura, cum ar fi astăzi un responsabil de autobază care are grijă ca tot timpul mașinile să fie în stare de funcționare și pregătite pentru o plecare în cursă. Pe lângă această activitate la curtea domnească ca șetrar, tatălui Radu Stanian, acest Stănică Marin, era și un influent negustor care deținea o serie de terenuri exact în zona asta, practic foarte aproape de bulevard, de actualul bulevard. Și oarecum de asta și bulevardul a fost creat cumva, ca să treacă pe lângă aceste terenuri sau să le unească cumva. Familia a făcut cumva uz de poziția acestor terenuri și și-a creat cumva, când s-a pus problema pe unde trasăm primul bulevard al Ploieștiului și așa, s-a pus cumva, hai să le tragem să deservească cumva și terenurile noastre. Adică, domne, totuși, avem niște terenuri și aia, hai să ne facem bulevardul pe lângă proprietățile familiei. Ceea ce de multe ori chiar și astăzi se întâmplă când se face un proiect de autostradă și așa, uneori se mai adoptă niște soluții de astea. Trebuie să mai treacă pe lângă terenul unuia, pe lângă
printr-o zonă în care, în fine, n-aș intra chiar așa în detaliile, în detaliile actualității. Hai, ne întoarcem un pic către istorie, să revenim către, către povestea lui Radu Stanian. Deși n-a avut studii de drept, a avut o înclinație naturală și era un talent natural către problemele juridice și a devenit chiar și membru al baroului Prahova. Ulterior a fost un ilustru avocat specializat în dreptul penal și în special în cauzele aduse în fața curții cu juri. A fost un abil negociator și a reușit să obțină sume importante din vânzarea către primăria terenurilor pe care le deținea în proprietate familia. Cu o parte din această avere și-a ridicat o vilă, o impozantă vilă pe bulevard care se află în, exact, o și puteți vedea, este casa care se vede printre pomi. Dar o să povestim imediat despre ea și despre istoria acestei clădiri. Bineînțeles că fiind primar al proiectului și ăla, nu putea să n-aibă o vilă pe principala arteră și pe bulevardul care a rămas cumva în istoria orașului și care era cel mai cunoscut loc de promenadă, adică rivaliza cu șosea, cu actuala șosea Chiselev din București, cu zona pe care bucureștenii o știu ca la șosea. Cam așa era și pentru ploieșteni, era acest bulevard al Castanilor sau bulevardul Independenței, cum se numește astăzi. Bun. Acum vă spuneam că Radu Stanian, pe lângă partea lui cunoscută și așa de primar al orașului și activitatea edilitară și această activitate juridică, a avut cumva și o parte, să zicem așa, mai am putea zice chiar așa, către mai aplecată către lumea mondenă, către așa, către ziarele astea, către tabloide, strămoșii tabloidelor de astăzi. Ce s-a întâmplat? Presa vremii din Ploiești îl reține ca fiind un frecvent petrecăreț. Îi plăcea să iasă în lume, îi plăcea să petreacă cu prietenii și cu cunoștințe, cunoscuții, și era un frecvent petrecăreț. Bun, ce a rămas cumva într-un ziar așa mai de opoziție, mai cumva care a căutat să taxeze această aplecare a lui către lumea mondenă și către petreceri? A rămas cumva menționat într-un articol din presa vremii faptul că după o petrecere de asta care s-a prelungit până târziu noapte, n-am mai găsit trăsură să ajungă acasă. Bun, și ce a făcut primarul din acea perioadă? Păi, a luat imediat și a trimis omul de serviciu la primărie și a luat nici mai mult, nici mai puțin decât dricul orașului și a fost, se zice că l-au văzut ploieștenii cum venea pe capra dricului și așa să-l aducă până acasă de la petrecerea pe care o avusese. Vă dați seama că a doua zi toată întâmplarea a fost relatată, a ajuns în ziarele mai așa, să zicem, mai de scandal între ghilimele din Ploiești, dar a rămas în memoria colectivă și astăzi e cumva consemnat așa în istoria Ploieștiului. Dom'le, uite cum primarul a venit de la petrecerea acasă cu dricul orașului. Bun. Ce mai e de zis despre Radu Stanian? A fost cumva implicat și în această mișcare antidinastică ce a generat Republica de la Ploiești, de care vă povesteam la monument și făceam cumva legătura cu imaginea lui generalului Candiano Popescu. Pentru implicarea în această mișcare antidinastică a fost și arestat și judecat. Însă sentința care s-a dat de către Curtea cu Juri din Târgoviște a fost achitarea lui, adică n-au reușit să-i găsească o legătură directă cu această mișcare, antidinastică. A devenit politician liberal, a fost vreme de mai multe mandate între 1874-1895, a fost deputat sau senator de Prahova. Cum v-am zis, a fost ales de 3 ori ca primar al Ploieștiului, odată un mandat complet între 1883-1888, pe urmă în 1890 și în 1896. Prin ce a rămas în istoria Ploieștiului și așa, ce a rămas etapele marcante ale activității sale ca edil al Ploieștiului, au fost în special redresarea bugetului orașului, adică a sprijinit învățământul foarte despremiat cu diverse sume elevii meritoși. S-a implicat în amenajarea acestui bulevard, în sistematizarea localității,
a căutat cumva să schimbe, să schimbe vechile metehne ale oamenilor, să, să modernizeze Ploieștiul, să-l creeze exact ca un oraș de, de Belle Époque, de început de, de început de secol 20. A renunțat complet la avocatură, deși v-am zis avea acest talent natural pentru, pentru avocatură. S-a implicat foarte energic în viața orașului, a luat măsuri oarecum foarte privite în epocă ca foarte dure, grație cărora a reușit să stopeze cumva haosul care era în conturile orașului. Putem zice în termeni așa mai profani, în termeni de astăzi, ar fi chiar un început de, oarecum să zicem, de evaziune fiscală. Adică foarte mulți din negustorii locali aveau afaceri prospere, dar nu de multe ori uitau oarecum să-și plătească dările către bugetul orașului. Cert este că pentru ce a rămas iar în istoria locală este faptul că a reușit să ducă la bun sfârșit această idee de creare a bulevardului și acest bulevard a devenit o emblemă urbanistică a Ploieștiului, adică și astăzi este unul dintre cele mai cunoscute artere din Ploieștiul contemporan. Însă toată această aplecare către activitatea de edil i-a creat cumva, i-a adus probleme de sănătate. A fost așa ca o lumânare care a ars și s-a consumat pentru și a pus pe primul plan înaintea vieții personale, viața publică și această activitate ca primar al orașului. Cert este că o boală galopantă l-a forțat cumva să demisioneze în 1897 și boala chiar l-a adus la un deces prematur în 8 septembrie 1897, la doar 57 de ani ca vârstă. Adică a murit foarte tânăr. Din presa vremii, iară, citind ziarele vechi din Ploiești, aflăm că înmormântarea lui a fost oarecum un eveniment public, adică a fost condus la locul de îngropăciune din cimitirul Vișoara, unul dintre cele mai cunoscute cimitiri ale Ploieștiului existent și astăzi. A fost dus pe lângă familie și prieteni și toți cunoscuții, a fost dus de foarte mulți, foarte mulți oameni din Ploiești care au ales să vină practic să-l petreacă. Era cumva, vă dați seama, era o personalitate publică, adică nu exista ploieștean care să nu-și cunoască primarul. Cumva, iară, ce a rămas așa ca o anecdotă locală este că a fost condus pe ultimul drum cu un taraf de lăutari, cei care cântau foarte des la petrecerile la care participa. Iar se spune că pe marginea gropii, după ce i-au cântat așa, când sicriul a fost coborât în pământ, după ce i-au cântat melodiile preferate de la evenimentele locale, așa, de la petrecerile la care participa în Ploiești, se zice că șeful acestui taraf, practic conducătorul acestui taraf, care n-avea prea multă școală, zice că a încheiat așa, mini-spectacol, am putea zice, cu celebra urare, zice, să ne trăiești Coane Radule. Conul Radu, care săracul de-abia fusese coborât în pământul urbei natale. Dar a rămas iară ca un eveniment în istoria Ploieștiului și ca o anecdotă pe care foarte, foarte des o prezint în turile mele și așa când îl evocăm. Vedeți că practic toată această poveste și această importanță a lui pentru istoria Ploieștiului a făcut să aibă și un bust pe bulevard, un bust care s-a ridicat în 1902, la câțiva ani după moartea celebrului primar, din inițiativa unor buni prieteni ai lui. După cum vedeți, este o sculptură din bronz realizată de un sculptor mai puțin cunoscut, Temistocle Vidali, care a trăit între 1873-1940. Astăzi, cumva, monumentul există, dar vedeți, foarte multă lume trece, există ploieștenii trec zi de zi pe lângă el, dar puțină lume mai cunoaște istoria lui, cine a fost Radu Stanian, ce importanță are pentru Ploiești, în general istoricii locali sau cei care sunt mai în vârstă sau care sau cumva s-au plecat așa către istoria locală, mai cunosc toată povestea lui Radu Stanian. Și o să mergem încet, încet, o să facem câțiva pași către casa care a aparținut
familiei Stanian, pe care mulți dintre ploieșteni o cunosc sub numele de Casa Căsătorilor, pentru că ea foarte mult, foarte mult timp în istoria orașului și așa a fost cumva un sediu pentru acest oficiu de stare civilă, de birou de stare civil al orașului. Despre casa lui Radu Stanian, așa cunoscută ploieștenilor, cum v-am zis, numele de Casa Căsătorilor, pentru că ani mulți în ea a fost oficiu de stare civil al orașului și practic toate cununiile civile din Ploiești se întâmplau în acest loc. Ce se știe despre ea este că a fost ridicată undeva aproximativ în perioada 1890-1895. N-am reușit să găsesc anul exact al construcției sale. După moartea lui Radu Stanian, imobilul a fost moștenit de fiul lui, iar la începutul perioadei interbelice a fost vândut și l-a cumpărat omul politic Nicolae Constantinescu Bordeni. Nicolae Constantinescu Bordeni, care și-a angajat un arhitect mai puțin cunoscut, arhitectul Șmina, pe care l-a angajat cumva să renoveze vechiul imobil și să-l extindă, transformându-l în stilul neoromânesc, treptat construcția căpătând forma pe care o vedeți, pe care o are și astăzi și care este practic cea cunoscută de ploieșteni. În anii 50, imobilul, ca toate proprietățile, a fost naționalizat, a devenit sediu filialei din Ploiești a Asociației Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, celebru ARUS, iar după perioada 1969-1970, treptat în interiorul său au fost instalate birourile acestui serviciu de stare civilă, de a ajuns să fie cunoscută drept Casa Căsătorilor. Din ce știu, nefiind un locuitor al Ploieștiului, din ce știu, a funcționat ca oficiu de stare civilă până undeva către începutul anului 2008, când s-a terminat procesul de retrocedare, ulterior a fost retrocedată urmașilor familiei Stanian. A rămas cumva închisă, vedeți, e oarecum un pic degradată față de... A intrat așa într-un con de umbră, din ce am înțeles, au fost discuții cu autoritățile municipale din oraș, în care s-au, la un moment dat, primăria Ploieștiului chiar s-a oferit să cumpere și să renoveze clădirea. Au fost niște discuții, n-au reușit să cadă de acord. Practic, ultimele informații pe care le am este că până la urmă, chiar anul trecut sau destul de recent, au reușit să ajungă la o înțelegere cu moștenitorii și mi se pare că a trecut la momentul actual în proprietatea municipalității și urmează să fie renovată, introdusă cumva în circuitul public, dar nu sunt 100% sigur pe veridicitatea acestor informații. Adică le-am văzut în presa locală, dar nefiind nicio clădire care să aibă oarecum legătură cu istoria căilor frate și așa, o menționez de-a lungul tururilor, dar n-am intrat așa în foarte specific în istoria ei. Dar foarte, foarte aproape, adică chiar în spatele ei se află altă clădire foarte cunoscută și cu o poveste superbă din istoria Ploieștiului, este actualul sediu al muzeului ceasului sau Casa Luca Elefterescu, cum este cunoscută de ploieștenii mai în vârstă sau de istoricii locali. Casa Luca Elefterescu, care iar are o poveste superbă, vedeți, are o arhitectură cu elemente neogotice care nu seamănă cu nimic din clădirile din jur și în care o să ne oprim imediat lângă ea și o să povestim un pic despre acest Luca Elefterescu, despre primul revelion din Ploiești care a avut loc în această casă, exact în locul pe care îl vedeți. Și practic și despre istoria și personalitatea lui Luca Elefterescu. Despre Luca Elefterescu, din păcate, el fiind prefect al județului, nu se cunosc atât de multe informații pe cât se cunosc despre Radu Stanian ca primar al Ploieștiului, deși este oarecum o situație paradoxală. Dar ce se știe așa despre familia Elefterescu și informațiile pe care le putem desprinde din monografia scrisă în 1937 de celebrul istoric local Sevastos, de Mihail Sevastos, și
rămasă cumva ca o carte de căpătâie a Ploieștiului, monografia lui Sevastos. A fost reeditată după, în anii 2000 și se găsește chiar și de cumpărat, cred că și am găsit-o în magazinele de suveniruri din muzeele ploieștene, această monografie a lui Sevastos, care, cum v-am zis, rămâne cartea de căpătâie a orașului, din care, dacă vrei să reconstitui cumva istoria Ploieștiului, automat trebuie să ajungi să citești filă cu filă monografia lui Sevastos. Se amintește că Luca Elefterescu nu era ploieștean la origine, dar nu se indică exact locul din care provenea. Licențiat în drept, a fost de asemenea avocat prin procuror de Ploiești. La un moment dat a ieșit din Barou, s-a înscris în Partidul Conservator, a ajuns președinte al organizației prahovene, însă s-a remarcat prin poziția sa de prefect de Prahova, pe care a avut-o, o funcție pe care a avut-o mai mulți ani. Și a rămas notat în istorie și faptul că în 1914 a fost chiar ales și deputat de Prahova. De numele său s-a legat construcția uneia dintre cele mai importante clădiri din Ploieștiul interbelic, Palatul de Justiție, actualul Palat al Culturii, despre care o să povestim imediat, pentru că se află și el în traseul turului nostru, și o activitate legată de construcția căii ferate Ploiești-Vălenii de Munte, care a fost una dintre primele căi ferate private din țară și una dintre cele mai importante lucrări de acest gen, cale ferată privată, și care este în sine o poveste de cum a apărut și cum a ajuns să influențeze cumva istoria locală și chiar istoria întregii zone. În mod paradoxal, deși despre Luca Elefterescu se știu puține informații, casa pe care a deținut-o este celebră ca monument și e bine cunoscută cu ploieștenilor, dar iară, este foarte cunoscută grație activității sale și practic grație muzeului care a luat ființă și care astăzi e găzduit în interiorul ei, dar și foarte mult grație situației din perioada celui de-al doilea război mondial. În mod paradoxal, deși despre Luca Elefterescu se mai găsesc informații, cum v-am spus, despre familie și despre urmașii lui sunt și mai puține informații pe care le putem găsi. Despre fiul său, Gheorghe Elefterescu, nu se știe decât că în 1912 a terminat secția modernă a Liceului Sfinții Petru și Pavel din Ploiești. Așadar, putem deduce cumva că s-ar fi născut în jurul anului 1895, poate chiar în această casă a familiei Elefterescu. În 1942-1944 se pare că a ocupat o funcție de ministru în guvernul României. N-am intrat foarte mult în biografia familiei, n-aș ști să spun exact ce portofoliu a deținut sau dacă este corectă această informație că ar fi fost ministru în guvernul României. Despre casa Elefterescu, iară, data construcției și planurile clădirii sunt incerte. A rămas în istoria locală faptul că ar fi fost cumva realizată de un arhitect de origine germană venit cumva din zona Brașovului, undeva în penultima decadă a secolului al XIX-lea. După primul război mondial, urmașii fostului prefect au vândut clădirea lui Thomas Masterson. Thomas Masterson, care era un inginer britanic venit în Ploiești pentru a lucra în industria petrolului, era acționar și chiar cumva un fel de director într-una dintre primele rafinării ploieștene. Era un reprezentant al diferitelor societăți petroliere, cum v-am zis, și director al rafinăriei Unirea. A imprimat edificiul în caracter de sobrietate și au rămas în istoria locală cumva întâlnirile culturale, petrecerile și concertele de cameră care se dădeau în această clădire și chiar și sobrele cine de afaceri pe care le dădea din când în când în această clădire. Însă în 1939, din cauza izbucnirii celui de-al doilea război mondial, Thomas Masterson, care pe lângă această activitate civilă își făcuse și serviciu militar și era ofițer al Armatei Regale Britanice, se pare că a început să aibă oarecare activitate, să nu zicem subversivă, dar oarecare activitate un pic secretă, așa. Ar fi făcut și un pic de spionaj pentru
serviciul de spionaj al armatei britanice se pare că ar fi pus la cale și o serie de potențiale acțiuni de sabotaj în cazul în care rafinăriile cad în mâna Axei, cum s-a și întâmplat practic după 1941, după intrarea în România în război de partea Germaniei. Cert este că după venirea la puterea guvernului condus de generalul Ioan Antonescu, a fost cumva chiar și arestat pentru o scurtă perioadă. I s-a pus în vedere că ar fi mai bine totuși să părăsească România pentru a nu avea cumva de suferit. A fost o situație similară cu majoritatea personalului străin care lucra în rafinăriile ploieștene. Ulterior, în mod paradoxal, casa a trecut din mâinile unui britanic în mâinile unui german. A ajuns să fie folosită ca locuință a generalului Alfred Gerstenberg. Gerstenberg, care era nimeni altul decât comandantul apărării antieriene a Ploieștiului, cel care organizase practic apărarea rafinărilor, care avea să-și dovedească eficiența în timpul bombardamentelor americane din 1944. Cele 13 rafinării ploieștene care beneficiau, după cum am discutat cu veterani de război, cu piloți americani care au venit și au avut misiuni de bombardament asupra Ploieștiului, se pare că era cel de-al doilea, cel mai bine apărat oraș din Europa după Berlin. Adică a rămas în istorie ca consemnată această apărare antieriană a Ploieștiului. Era un cerc. Se pare că sub comanda acestui general Gerstenberg erau numai puțin de 364 de guri de foc de diverse calibre și 108 avioane de vânătoare, organizate în diverse unități, stabilite pe diverse baze din toată zona. Bun, războiul s-a terminat. În mod fericit, clădirea a scăpat neafectată de bombardamente, a scăpat cumva neatinsă, deși toată zona din jur a fost bombardată și multe din clădirile din jur au avut de suferit de pe urma bombardamentului, ea a scăpat cumva neatinsă. Imobilul a devenit sediu al diferitor instituții. Se pare că la sfârșitul 1947 exista un proiect de a fi cumva achiziționată de Asociația Generală a Inginerilor din România, care își făcea întrunirile în această clădire. Au fost niște planuri să fie transformată într-un sediu al acestei asociații și urma să găzduiască o bibliotecă, o sală de lectură, o mică sală de festivități. O altă idee se pare că viza cumva transformarea într-un fel de centru de locuințe de serviciu pentru membrii din rafinăriile și schelele petroliere din județ și din regiune, care veneau în Ploiești cu diverse probleme de serviciu. Cert este că din 1972, în interiorul ei, funcționează Muzeul Ceasului, care este un muzeu unicat în sud-estul Europei. Este unul dintre cele mai cunoscute muzee din Ploiești și, cum v-am zis, un unicat în peisajul muzeistic din sud-estul Europei. Este cam singurul muzeu dedicat în mod specific evoluției scurgerii timpului și așa și evoluției ceasurilor, de la cele mai vechi modele de lumânări gradate, clepsidre, ceasurile de apă, până la ceasurile mecanice moderne și până la ceasurile electronice de astăzi. Dar o să povestim când ajungem în zona centrală a orașului, către Palatul Culturii, în care sunt sediile altor muzee și practic toate, cum v-am spus la începutul turului, toate muzeele din Ploiești își datorează cumva originea și le avem astăzi datorită unei alte personalități locale, unei personalități rămase în istoria Ploieștiului, profesorul Nicolae Simache. De casa Luca Elefterescu și așa se leagă un moment foarte celebru așa pentru istoria locală a Ploieștiului. Primul revelion din oraș se pare că a avut loc în această casă. Și chiar în tururile mele și așa, acum câțiva ani, am descoperit într-un articol din presa locală din Ploiești, am descoperit această poveste și pentru mine a fost o surpriză. Nu știam, nu pot să spun că m-a pasionat în mod specific, dar este demnă de menționat și poate fi chiar subiectul unui film de scurtmetraj. Povestea cumva a fost mult timp, a fost necunoscută, practic pierdută așa în negura istoriei.
redescoperită grație urmașilor acelui cofetar care a fost protagonistul poveștii. Ce s-a întâmplat? Și aici cumva citez textul articolului sau în fine povestea care s-a transmis în presa locală de către nepotul acestui cofetar, care spune nici mai mult, nici mai puțin decât că în ziua de 27 decembrie 1903, bunicul său s-a pomenit la poarta casei cu Iancu. Iancu era nimeni altul decât omul de încredere al lui Luca Elefterescu, al prefectului. Și a avut între ei o scurtă discuție pe care o putem relata. Cofetarul practic o notase cumva în jurnalul personal. Spune că zice am fost abordat de acest Iancu, care a venit să-mi spună nici mai mult, nici mai puțin: domn Iai, zice, domnul dipotat vrea ca vineri să te înfățișezi la dânsul cu tot ce trebuie. Vă dați seama că cofetarul a rămas cumva șocat și răspunsul a fost, zice, dar de ce? Spunând cu mirare, dar de ce? Zice, doar nu-l cheamă Vasile. La care interlocutorul Iancu răspunde, zice, da, zice, nu-l cheamă Vasile, dar zice, să știi că se face foc dacă nu te duci. Zice, are un chef mare de anul nou, zice, ceva de inspirație franceză, o petrecere, nu știu, ceva după moda franceză, bulion, parcă îi zice, nu știu eu să spun chestii de astea. Dar zice, oricum se face foc, prefectul, dacă nu te duci. Bun, vă dați seama, cofetarul, misiunea și clientul fiind totuși prefectul județului și așa, n-a putut să-l refuze. Cert este că în dimineața de 31 decembrie 1903, când nici nu se luminase bine de ziua, domnul Iancu a venit cu trăsura deputatului atras în fața porții cofetarului. Bunicii celui care a relatat povestea în presa locală undeva în anii 2000, zice, și-au luat tot calabalâcul, toate coșurile cu scule, borcanele cu șerbet pentru glazură, stafii de fistic, migdale, tot ce trebuia unui cofetar, și-au plecat la locuința prefectului, la această casă pe care o vedeți în spate, la casa Luca Elefterescu. Aici, odată ajunși, au fost instalați într-o bucătărie mai mică, lângă care se afla o cămară complet neîncălzită, special făcută pentru păstrarea la rece a tuturor bunătăților pe care urmau să le prepare. Cert este că au muncit vreo 10 ore. În astea 10 ore, zice că cofetarul și cu ajutoarele sale au pregătit 6 torturi mari cu tot felul de creme și glazuri diferite, diverse tăfi, cu baclavale, cu cornulețe cu miere, cu bezele. Vă dați seama, ne lasă gura apă astăzi pentru de toate preparatele astea, care erau destinate unei mese pentru protipendada orașului, practic pentru prefectul județului și invitații săi. Momentul care a rămas cumva în istorie și care a fost așa punctul de cotitură la întregii povești, a fost în momentul în care a trebuit cumva urmă. Au terminat de copt torturile, au terminat și s-a pus problema, bun, cum decorăm, ce scriem? Ce scriem pe acest tort? Și practic nevasta cofetarului, bunica celui care a publicat articolul, a întrebat, bun, am terminat torturile, dar ce scriem pe ele? Și a trimis-o pe camerista nevestei prefectului și camerista cucoanei casei să-și întrebe stăpânii, domne, ce scriem pe torturi? Și-au rămas cumva toți cumva stupefiați să descopere că prefectul a trimis vorbă pe torturi, zice, să scrieți ce, cumva pe margine așa a scris concentric la mulți ani și zice, în mijloc să scrieți 1904 pus între niște paranteze foarte artistic făcute, o notație care, sau o dedicație care nu se mai pomenise până atunci să fie scrisă pe un tort. Adică era o decorație care nimeni nu se mai gândise în Ploiești să decoreze un tort. Vă dați seama, un tort decorat era, nu oricine își permitea să aibă un tort decorat la o petrecere onomastică și nu, până atunci nimeni nu se gândise să decoreze un tort cu anii sau să scrie la mulți ani 1904. Cert este că pe lângă povestea acestor torturi,
și cofetarul și ajutoarele sale au văzut cumva așa, stupefiați cum se pregăteau în bucătăria casei, se pregăteau tot felul de bunătățuri. Sarmale, cârnați, fripturi de porc, se rumenea curcanul, se închega așa numitul aspic, un sos făcut la rece. De asemenea, l-a văzut pe Florica Pascu, care era o altă personalitate din industria gastronomică a orașului, era bucătarul celebru de la restaurantul Elizeu, care conducea practic, era un fel de maestru de ceremonie, că era un fel de capitan de oși, conducea toată bucătăria sa casei și toate slujnicele din casă și așa. Ei, pe la 5 după masă, când în sfârșit au terminat treburile, bunicii autorului articolului au fost rugați să mai rămână, să mai zăbovească câtva timp în casă și să-i ajute pe cei din subordinea prefectului, pe angajații prefectului, să decoreze cumva salonul și să ajute la aranjarea mesei care urma să fie, să aibă loc în casă. Practic. Și atunci au putut observa că pe masa din salonul cel mare al casei se așezase masa pentru numai puțin de 26 de persoane și în salonul celălalt, în salonul mai mic, se trăsese mobilierul, fusese tras la margine, se amenajase așa un ring de dans. În rotonda din colț, între cele două săli pe care o vedeți și astăzi, există acel mic dom din structura casei, fusese așezat taraful de lăutari, cei mai cunoscuți oaspeți din zonă, așa. Toată camera era luminată cu lumânări puse în sfeșnice de argint, ceea ce cumva i-a lăsat cumva șocați pe toți cei care au văzut această scenă. Casa, având deja curent electric instalat și având o rețea de curent electric și practic lămpi electrice, nimeni n-a înțeles, bun, de ce pun lumânări dacă în casă avem electricitate? Erau mănâncări de vâsc care atârnau prin toate colțurile casei, panglici prinse pe perete, pe un bufet se afla o mulțime de coifuri de carton și de hârtie creponată. Cert este că Luca Elefterescu, care cumva prezida toate pregătirile care se făceau în casă, foarte bine dispus, zice, s-a apropiat de cofetari și de ajutoarele sale, a întrebat cât datorează pentru tot efortul pe care l-au făcut, pentru toată munca, așa, la care bunicul autorului articolului, cofetarul de care vă povesteam, așa, a cântărit din ochi și a zis, păi zice, știți, cam pentru munca noastră și așa, coane, zice, îmi datoresc cam 50 de lei. La care se zice că prefectul așa a deschis așa foarte, într-un gest foarte de bonton, a deschis larg portofelul, a scos banii și a zis, zice, ați făcut o treabă foarte bună, uite, 80 de lei, și zice, la mulți ani. Și au rămas cumva foarte, foarte șocați de tot asta. Cert este că toată povestea acestui prim revelion cumva s-a pierdut, a rămas numai în amintirile familiei. Și poate dacă n-ar fi existat acest articol scris de nepotul cofetarului, care cumva a regăsit jurnalul familiei și vechile notițe ale cofetarului, poate astăzi n-am fi aflat, s-ar fi pierdut definitiv în negura istoriei. Și ne-am oprit. Și uite că încet pașii ne-au dus într-unul dintre parcurile centrale al Ploieștiului. Ne-am oprit practic în ceea ce cunosc toți ploieștenii ca parcul de la halele centrale. Și cred că nu există ploieștean pe care să-l întreb, domne, unde sunt halele centrale, să nu știe să te direcționeze unde trebuie. O zonă care e foarte compactă și în care avem foarte multe clădiri de valoare. Și avem o întreagă istorie personalității familiei de arhitecți Socolescu și importanței ei pentru istoria Ploieștiului, a creațiilor sale, și o să povestim imediat despre Toma Socolescu și halele centrale și așa, și a Palatului Culturii, actualul Palat al Culturii sau Palatul de Justiție, cum a mai fost el cunoscut în istoria,
în istoria Ploieștiului, care deși nu pare, și el are o legătură foarte importantă cu familia de arhitecți Socolescu și în mod special cu Toma Socolescu. Acum despre Palatul de Justiție, pentru că am avut ocazia să-i dăm ocol și vedeți că e o clădire foarte foarte amplă. Ce putem zice despre el, așa, este că ați văzut, un edificiu monumental ridicat în stil neoclasic după proiectele realizate inițial de un arhitect francez, de celebrul Ernest Donau, dar finalizat după Primul Război Mondial de Toma Socolescu. De Toma T. Socolescu, practic, ăsta era numele pe care îl regăsim și în documentele oficiale ale acestui arhitect, care cumva s-a contopit cu Ploieștiul interbelic și a rămas în istorie ca drept unul dintre cei mai cunoscuți creatori de clădiri din București, din Ploiești, drept o personalitate a arhitecturii ploieștene, dar o să povestim imediat care a fost biografia lui. Palatul în sine, piatra de temelie, s-a pus în anul 1906, însă problemele financiare, izbucnirea războaielor balcanice, apoi izbucnirea Primului Război Mondial au făcut ca lucrările să fie întrerupte până în 1924. S-au reluat în 1924, după cum v-am zis, după proiectele lui Toma T. Socolescu, care colaborase în echipa inițială de arhitect și fusese cumva în subordinea lui Donau. După 1924, construcția clădirii a progresat într-un ritm alert și inaugurarea s-a avut loc în 26 noiembrie 1933, din nou o ceremonie grandioasă la care a luat parte însăși regele Carol al II-lea. După cel de-al doilea război mondial, Tribunalul Ploieștiului, care practic trebuia să-și aibă sediu în Palatul de Justiție, a fost mutat în sediu în care s-a aflat până în anii 90, în care se mai află o parte din el și astăzi. Iar palatul și-a schimbat utilitatea. Practic a devenit gazdă pentru biblioteca municipală, pentru diferite cercuri culturale și pentru Muzeul de Științele Naturii. Astăzi, în interiorul monumentului, își desfășoară activitatea Biblioteca Nicolae Iorga, Școala Populară de Artă, Muzeul de Etnografie, o parte a Universității, Muzeul de Istorie, câteva secții ale Muzeului de Istorie Naturală, dacă mi-aduc bine aminte, Muzeul Omului, care este iar un unicat pentru Ploiești. L-am vizitat foarte des în ture cu cei care participă la turele mele și așa, și chiar au rămas impresionați, adică oameni care au zis: domne, am vizitat muzeul Antipa și îl știu ca pe propriul buzunar, dar zice, n-am văzut partea asta pe care o vezi în Ploiești, un muzeu creat în jurul corpului uman și care îți arată până la avea chiar organe conservate, organe cu diverse malformații sau cu diverse boli. Dar și care sunt ceva unicat pentru ideea asta de muzeu și care au fost cumva feedback-ul pe care l-am avut de la turiștii care au vizitat muzeul și așa, au zis: domne, e foarte pozitiv, nu ne așteptam să găsim așa ceva, n-am găsit așa ceva în marile muzee bucureștene. Deci e ceva specific Ploieștiului și ceva care merită arătat și care poate sta oricând la egalitate cu muzeele celebre din restul țării. Acum, pentru că v-am promis că o să facem un pic și o discuție despre biografia acestei familii de arhitecți Socolescu și a lui Toma T. Socolescu, care v-am zis a rămas în istoria Ploieștiului, și o să povestim imediat despre halele centrale, care au fost cumva ca o operă de căpătâia lui și una dintre cele mai cunoscute clădiri pe care le-a realizat. Toma T. Socolescu s-a născut la 20 iulie 1883, și era unul dintre urmașii arhitectului Toma N. Socolescu, tatăl său, care a trăit între 1848-1897, și a soției sale Alexandrina Nicolau, care a trăit între 1860-1890. A terminat liceul Sfinții Petru și Pavel. Vedeți iară ce mică e lumea și cum se leagă unele lucruri într-un mod în care câteodată nu te poți aștepta. A terminat liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești și și-a continuat
studiile în cadrul Școlii Superioare de Arhitectură, actuala Universitate de Arhitectură din București, unde l-a avut profesor pe renumitul Ion Mincu. Deci a fost unul dintre elevii celebrului arhitect Ion Mincu. În 1911 a primit diploma de arhitect, în vara anului 1911. Diploma asta a fost una dintre primele diplome de arhitect din România, adică avem din istorie, știm și numărul pe care l-a purtat, a fost numărul 42. Deci vă dați seama că a fost printre primii arhitecți licențiați în România. S-a specializat foarte mult în construcțiile religioase și în arheologia românească. Pe parcursul studiilor a fost angajat ca proiectant la Poșta Centrală din București, Poșta Centrală, actualul sediu al Muzeului Național de Istorie din București, cel de pe Calea Victoriei, unde a lucrat între 1904-1905, dar a avut și un atelier care se ocupa de edificarea pavilionelor Expoziției Generale Române de la 1906, ceea care a creat și care ne-a lăsat practic în București Parcul Carol. De-a lungul călătorilor pe care le-a realizat în 1913 în Viena, la Budapesta, la Istanbul, iar în perioada interbelică în Italia în 1923 și 1937 și în Franța, a regăsit numeroase surse de inspirație ce aveau să se transpună cumva în lucrările sale de arhitectură. În timpul Primului Război Mondial a fost mobilizat în cadrul Regimentului 47 de Infanterie. Ulterior a venit la București, unde a fost mobilizat în cadrul Regimentului 2 Căi Ferate, iar o legătură puțin cunoscută între Socolescu și arhitectură și lumea căilor ferate. A primit misiunea de a distruge mai multe poduri feroviare din timpul retragerii armatei către Moldova, pentru a nu cădea în mina inamicului, prilej cu care, din presa vremii și așa și din jurnalul său, aflam că întotdeauna avea cu el caietul de schițe și de multe ori în timpul liber schița clădiri din satele pe care le întâlnea, din localitățile rurale prin care trecea cu misiunile sau în care era cartiruită unitatea sa. Prilej cu care aceste schițe ulterior aveau să se constituie în tot atâtea surse de inspirație din care a preluat motive din arhitectura tradițională și le-a inclus în clădirile pe care le-a realizat în perioada interbelică. De asemenea, de-a lungul întregii cariere pe care a avut-o, a fost unul dintre cei mai activi promotori ai arhitecturii naționale. Mare parte din operele sale, care au cuprins de la imobile și blocuri de apartamente particulare până la impozante edificii publice, cum o să povestim imediat despre halele centrale, Palatul de Justiție, Palatul Școlilor Comerciale, Banca Creditul Prahovei din Ploiești și chiar și lăcașe de cult, Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, care iară face parte din ansamblul halelor centrale. În cadrul acestor lucrări și în activitatea sa, cumva a rămas influențată de stilul neoromânesc. O scurtă perioadă a cochetat și cu lumea politică, a avut chiar și un fotoliu de deputat de Prahova, dar pentru un mandat foarte scurt, numai un an de zile, din aprilie 1931 până în iunie 1932, însă cumva și-a contopit viața cu domeniul arhitecturii. A fost pe rând arhitect șef al județului Prahova din 1919 până în 1920, foarte scurt mandat de primar al orașului, tot așa între 1919-1920, consilier municipal din 1926 până în 1929, profesor de teorie arhitecturii în cadrul Școlii Superioare de Arhitectură pentru două decenii, din 1927 până în 1947, vicepreședinte al Partidului Național Democrat în 1939, membru fondator și președinte al Fundației Culturale Nicolae Iorga undeva în anii 30, membru al Clubului Rotary începând din 1937, primar al Comunei Suburbane Păulești din 1938 până în 40 și după aia iară pentru un mandat între 1942-1945, membru al Societății Arhitecților Români și al Uniunii Arhitecților până în 1953. În cadrul activității sale de primar al Ploieștiului a depus eforturi pentru a îmbunătăți aspectul orașului, pentru a conserva patrimoniul său arhitectonic. A fost alături de Ion Davidescu și S. Vasilescu, a fost creatorul planului de sistematizare urbană elaborat în 1932-1935,
ce a vizat în mod special mărirea ponderii spațiului verde din oraș și îmbunătățirea traficului auto, îmbunătățirea traficului feroviar din gările care deserveau orașul, în mod dezvoltarea organizată a Ploieștiului, densitatea optimă a populației, spațiu alocat instituțiilor publice, spațiu alocat instituțiilor culturale, n-a uitat însă nici de parcurile din Ploiești. Cumva acest amplu studiu de arhitectură pe care l-a făcut a încercat cumva să pună bazele modernizării Ploieștiului ca oraș către sfârșitul perioadei interbelice și către perioada anilor 50. Ei cumva n-au prognozat distrugerile pe care le va suferi Ploiești în timpul bombardamentelor din 1944. Pentru activitatea, la fel a avut o activitate care s-a legat și de mandatele de primar pe care le-a avut pentru comuna, așa numită comuna suburbană Păulești, care se găsea la numai 7 km departare de centrul orașului, în care numai 5 ani de zile a construit toate clădirile care se găsesc și astăzi în clădire, adică în comună. Adică mare parte din clădirile publice, monumentele și chiar podurile din comună. Sediul primăriei, școala primară, baia publică din Păulești din 1937 până în 40. S-a implicat și în amenajarea peisagistică a diferitelor spații din comună, așa numitul Parc Castani, care este și astăzi rămas în istoria comunei și practic unul dintre obiectivele din această zonă periferică a Ploieștiului de astăzi, din Păulești. Pentru activitatea sa de-a lungul vieții a fost cumva decorat cu Ordinul Regina Maria pentru construcțiile militare realizate în 1916-1918, cu Coroana României în grad de ofițer în 1925, precum și cu Medalia Răsplata Muncii pentru Învățământ în 1927. Nu putem să ne continuăm traseul prin Ploiești fără să facem câțiva pași către clădirea Halelor Centrale, care este una dintre cele mai ample lucrări realizate de Toma Socolescu și unul dintre cele mai ample proiecte de arhitectură pe care le-a realizat și practic o clădire care în mod cu totul fericit, deși a fost afectată de bombardamentele din 1944, a rămas cumva și astăzi în oraș într-o formă foarte apropiată de cea inițială și de ceea ce gândise Socolescu. Trebuie să spunem că el gândise sistematizarea întregii zone și cumva a creat această clădire în ansamblu cu biserica, în ansamblu cu palatul culturii, deci era o gândire cumva înaintea epocii. Adică se preocupa foarte mult și de sistematizarea zonelor și de ceea ce se găsea în jurul clădirilor pe care le realiza, cumva un paradox. Astăzi avem foarte mulți arhitecți foarte buni, foarte mulți arhitecți care construiesc clădiri mai mult sau mai puțin fericite din punct de vedere arhitectonic, dar de foarte puține ori se preocupă și de ceea ce e în jur. De multe ori iau un proiect, îl trântesc și vedeți cum se întâmplă și în București, unde poți să ai o clădire, un bloc de oțel și de beton și sticlă sau o clădire modernă într-un cartier de case vechi. Din păcate fiind duminică, halele duminică sunt închise și atunci nu vom putea vedea și interiorul, care, cum v-am zis, a fost modificat puternic în anii perioadei comuniste și atunci nu s-a mai păstrat în forma în care a fost gândită. Vedeți ce vă spuneam, cât de important a fost Socolescu pentru arhitectura Ploieștiului, încât vedeți că recent i-a fost instalat și un bust în fața halelor centrale și practic a rămas
a rămas cumva ca o evocare fericită, adică vedeți bustul creatorului, care e un monument modern și pe care chiar de multe ori l-am scăpat în tururile mele, chiar poate dacă nu l-aș fi văzut și asta, de am fi trecut fără să-l observăm. Și vedeți cum se proiectează el pe imaginea celui mai amplu proiect al lui Socolescu, Halele Centrale, care își au originea într-un proiect mult mai vechi, datând de undeva din 1912, aprobat de primarul Scarlat Orăscu, în toamna anului 1912. Avem și data exactă când s-a aprobat acest proiect, undeva 9 noiembrie 1912, când s-a pus problema bună. Avem Ploieștiu, un oraș în plină dezvoltare, hai să facem și în Ploiești o zonă comercială, o piață centrală, o zonă comercială, la fel cum Bucureștiu avea halele centrale din Piața Unirii de astăzi, creația antreprenorului Alexi Godio, și care au rezistat până în anii 80 și care cumva în a doua jumătate a secolului 20, după cel de-al doilea război mondial, au intrat într-un cont de umbră și cumva s-au demolat în anii 80. Astăzi nu mai avem nimic care să ne amintească. În Piața Unirii avem acel mare parc. Nu mai avem nimic care să ne amintească de zona comercială pe care o reprezenta. Bun, poate avem clădirea modernă, magazinul Unirea, dar avem zona cu totul s-a modificat. În mod fericit în Ploiești, deși orașul s-a modificat și a fost puternic modificat, toată zona în anii 60-70, halele centrale au supraviețuit și au rămas și le putem vedea și astăzi ca zonă comercială. Și în mod paradoxal și astăzi își păstrează funcționalitatea, adică încă sunt magazine, încă există piață în interiorul lor, încă ploieștenii vin să-și facă cumpărăturile de la halele centrale. Încă în discuțiile dintre ploieșteni poți să auzi foarte des dialogul: domne, unde te duci să-ți faci cumpărăturile? Păi mă duc la hale. Mă duc la hale să-mi fac cumpărăturile zilnice. Despre hale, cum v-am zis, construcția propriu-zisă n-a demarat decât în 1929. Piatra de temelie a fost așezată în vara anului 1930, undeva în luna iunie anului 1930. Construcția progresat relativ repede, s-au terminat în 5 ani de zile, deci până în 1935. La momentul la care au fost inaugurate în 1935, se considera că respectau cele mai moderne norme de igienă și de logistică din Europa. Pentru proiectarea acestei clădiri, arhitectul Thomas Socolescu se inspirase din construcțiile similare realizate în marile capitale europene, adică se inspirase din halele realizate la Geneva și Basel în Elveția, la Stuttgart, la Frankfurt și la Leipzig în Germania, la Reims, Dieppe și Lyon în Franța, fusese și în Italia la Milano și se studiase cumva cum sunt realizate halele centrale din Milano, fusese și la Budapesta și văzuse cum sunt realizate principalele zone comerciale din Budapesta. Cum vedeți, hala propriu-zisă are o forma unui pătrat cu o latură de 50 de metri, este așezată în centrul complexului, are o legătură cu subsolul, unde se aflau depozitele și diversele instalații frigorifice și instalații de pasteurizare a laptelui, și are o legătură cu etajul care era destinat standurilor de brânzeturi, vânzării de mezeluri, produselor lactate. Și cum v-am zis, toată această legătură era realizată prin intermediul a 4 scări. O să le vedeți pe aripele laterale ale clădirii, existau 4 scări laterale, și ceea ce e cel mai interesant, avea chiar și elevatoare pentru marfă. Adică vă dați seama, în perioada interbelică erau beneficiat de cele mai moderne dotări pentru o clădire comercială. Avea tot atât, la fel cum v-am zis că avea 4 scări, avea tot atâtea lifturi pentru mărfuri. Parterul edificiului era cumva destinat standurilor în care se vindeau cărnurile, zarzavaturile, iar în mijlocul său, vedeți, ați văzut poate acel dom circular, se găsea acel dom circular bogat ornamentat, în care era zona destinată vânzării florilor, și alături se găsește și astăzi o a doua hală mai mică, concepută ca un fel de încăpere de trecere, care în epoca interbelică purta numele de Hala Țărănească. De ce? Era destinată vânzării produselor realizate sau
crescute în gospodăriile comercianților din zona adiacentă Ploieștiului. O a treia construcție care întregea complexul halelor centrale era, și o să o vedem imediat în spate, era hala de pește. Hala de pește în mijlocul căreia se spune că se găsea o fântână cu un bazin de ciment deasupra căreia se întindea un luminator, un luminator de sticlă. Halele centrale în sine au fost, cum v-am zis, au fost afectate de bombardamentele din 1944. Chiar există fotografii cu clădirea avariată. Dar în mod paradoxal au fost refăcute și au rămân și astăzi cât de cât în forma inițială pe care au avut-o, își păstrează încă foarte, foarte bine arhitectura și detaliile chiar cum vă spuneam, își păstrează foarte bine detaliile pe care le-au avut și în perioada interbelică. Vedeți însă și inscripțiile de pe porțile de intrare care purtau numele localităților și numele zonelor către care erau orientate. Încă s-au păstrat în cele mai multe cazuri. Vedeți chiar în față, poarta București, care era exact pe fațada halelor dinspre București. Iar vedeți turnul cu ceasul, care e un reper al Ploieștiului, adică toată lumea avea ca punct de reper efectiv ar fi o analogie cu Bucureștiul. Cum în București avem care per statuia lui Mihai Viteazul sau ceasul de la universitate și puteai să discuți unde ne întâlnim, păi la coada calului sau la ceasul de la universitate, cam așa se întâmpla și aici în Ploiești, în care foarte des puteai să auzi unde ne întâlnim, păi la ceasul de la Hale sau în piața de la Hale. Iar vedeți ce vă spuneam, hala de pește, uite cum și-a păstrat inscripția originală. Da, deci încă sunt principala zonă comercială a Ploieștiului. Încă sunt, da, dacă am fi ajuns aici la orele dimineții și am fi văzut toată zona forfotind de lume, am fi văzut ce însemna o zi de piață dimineața. Uitați, iar poarta Constanța, pe fațada clădirii dinspre Constanța. Sau dacă ne depărtăm un pic de clădire și ne uităm practic deasupra acestei terase galbene, vedeți restaurantul halelor, cum se numea pe vremuri, ospătăria comunală. Deci încă se păstrează denumirea, ceea ce în istoria arhitecturii este un exemplu fericit de cum s-a putut totuși o clădire peste care au trecut bombardamentele, peste care a trecut un război mondial, așa, cum a putut totuși supraviețui. Uite, iar poarta Brăila, poarta aflată către... către Brăila, vedeți? Vedeți, iar dacă facem așa o imagine de ansamblu a zonei, vedeți ce mod fericit în care au supraviețuit halele. Totuși vedeți că sunt înconjurate de blocuri moderne, de clădiri care n-au... Puține din clădirile din zona au rămas cât de cât neafectate de trecerea vremii sau au scăpat nebombardate. Uite că încet, încet, plimbându-ne pe străzile Ploieștiului,
pașii ne-au purtat și către altă creație a lui Toma Socolescu, catedrala. Catedrala care poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul, care, cum v-am zis, făcea parte din ansamblu de sistematizare a întregii zone jerarhice, construită exact în aceeași perioadă cu halele centrale. Vedeți că și stilul e destul de apropiat de halele centrale, cumva din ce am înțeles din istoria arhitecturii ploieștene, era cumva gândită să facă parte dintr-un ansamblu, dintr-un tot unitar, cu halele centrale, cu zona adiacentă și cu toată această piață. Iar vedem aici elemente care au legătură cu alte personalități ale arhitecturii și artei românești. Uite, de exemplu, o statuie sculptată de celebrul sculptor Spiridon Georgescu. Spiridon Georgescu, nimeni altul decât cel care a realizat binecunoscuta statuie aleului din București. Deci, ce puteți să vedeți de aici este faptul că, în mod paradoxal, de multe ori aceste edificii ample, aceste edificii publice, erau realizate de o întreagă echipă de arhitecți, de ingineri, mergând până la muncitorii care puneau efectiv în operă proiectele. De multe ori, în mod paradoxal, în istorie au rămas cumva cunoscuți arhitecții sau șefii acestor echipe de arhitecți, cei mai celebri dintre cei care lucrau în aceste echipe, iar numele celor care erau ori în cadrul echipei, al celorlalți membri sau ai inginerilor sau așa, se pierdeau de multe ori așa în istorie sau sunt mai puțin uzitate astăzi. Uite, că mi-aduc aminte, ca să vă ilustrez perfect această afirmație pe care am făcut-o și ce vreau să spun, că cei care vor vedea această filmare să înțeleagă perfect la ce am vrut să mă refer. Uite, de exemplu, ideea palatului actualului sediu al Ministerului Transporturilor, Palatul Căilor Ferate din București, unde toată lumea și majoritatea celor care cunosc cât de cât istoria arhitecturii știu, domne, ca o lucrare a lui Duiliu Marcu. Dar adevărul istoric este că la acea clădire au lucrat patru mari arhitecți. Duiliu Marcu a fost cumva numai cel mai cunoscut și șeful echipei, dar a mai lucrat și Ștefan Călugăreanu, un arhitect care practic a făcut toate interioarele. Au lucrat mari ingineri, adică acea clădire n-ar fi, proiectul vizionar al lui Duiliu Marcu n-ar fi putut fi pus în operă dacă nu era întrepriza marelui inginer Emil Prager. De asta vă spun că poate ar trebui și la aceste mari clădiri publice și așa, ar trebui oarecum să ne aplecăm mai des asupra istoriei lor și să o cercetăm mai în detaliu decât poate uneori e cercetată și e pusă. Adică în exprimare așa, în atenția publicului larg. Adică gândiți-vă că și despre halele centrale, dacă te-ai apuca automat să scrii și de multe ori s-au publicat lucrări în domeniu și așa, și cam fiecare clădire mare și asta poate să aibă cel puțin un volum care să-i fie dedicat. La fel despre halele centrale și despre biografia lui Socolescu și așa, păi cred că o carte de 200 de pagini foarte ușor poți să o scrii și cred că de cele mai multe ori se întâmplă ceea ce este spaima oricărui autor de carte. Adică ajungi la un moment dat să prezinți lucrurile în detaliu și să vrei să prezinți cât mai mult și fotografii de epocă și istoric cu ei și povestea, biografia creatorului clădirii, încât ajungi la un moment dat că te întreb, domne, ce să mai scot, că n-am spațiu tipografic, efectiv, pentru câte aș putea să spun. Vedeți oarecum orașul modern cum a modificat cumva zona și cum a schimbat cumva planurile pe care le-a avut Socolescu inițial, și vedem un subiect de foarte
plină discuție așa și foarte des discutat în ultimii, în ultimii ani și chiar, chiar și în ultimul an, celebru bloc dintre halele centrale și, și biserică, care este o creație făcută după anii, după anii 50 și care astăzi, în ultimii 20 de ani și chiar și astăzi, este subiectul unui, unei întregi discuții la nivelul, la nivelul autorităților locale din Ploiești. Chiar și anul trecut primarul ar fi inițiat un referendum public și așa, în care s-a pus problema, domne, ce facem? Îi mutăm pe cei care au apartamente aici și demolăm blocul care n-a fost în zona inițială și nu era în proiectul inițial al lui Socolescu și aducem toată zona asta centrală la ceea ce, ar fi, ceea ce a avut în, în proiectul inițial din perioada interbelică, sau păstrăm acest bloc și asta e, cumva acceptăm și faptul că orașul a evoluat nu în cel mai fericit mod, că istoria s-a schimbat și că s-a creat, s-a creat acest bloc pe care îl vedeți. Practic a fost creat cumva ca să ascundă, să ascundă catedrala, să nu mai, să nu mai fie vizibilă. Ce vedem așa în față e una dintre numeroasele biserici din, biserici din Ploiești. Este unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din oraș. Este biserica care poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, care a fost zidită între 1894-1902 pe locul unor altor edificii mai vechi. Despre prima biserică nu s-au păstrat prea multe date, însă istoricii presupun că ar fi existat pe locul ăsta din epoca lui Mihai Viteazu. Deci ar fi fost ceva, o biserică foarte, foarte veche, una dintre cele mai, una dintre cele mai vechi biserici din, din Ploieștiul de astăzi. Cel de-al doilea lăcaș de cult, adică cumva precursorul bisericii pe care o, pe care o vedeți în, în imaginile de astăzi, a fost ridicat în 1740 de către negustorii care veneau în piața aflată, aflată în apropiere, pentru că în zona asta era piața de pește a orașului. Și atunci negustorii ăștia și-au ridicat cumva o biserică, de ce? Se duceau și dădeau danii către biserică și mai făceau o rugăciune și așa, dă Doamne să meargă bine comerțul, să meargă bine afacerea, să, să, să am și eu o viață tihnită și chivernisită. Bun, în, însă orașul s-a dezvoltat din ce în ce mai rapid. Cert este că în 1831 biserica a devenit neîncăpătoare, a fost reconstruită, a fost sfințită în 29 august, a continuat să funcționeze până în 1894, când în 1894 s-a ridicat pe locul ei, a fost demolată și pe locul ei s-a ridicat actuala biserică. Actuala biserică care, în mod paradoxal, a avut, a avut o soartă destul de, destul de tristă, pentru că a fost aproape grav afectat la bombardamentele din 1944 și zguduit, zguduit foarte bine de cutremurile din 40, din 77, din 86. Cert e că, cert e că era, era cât pe aici să nu mai avem. Era cât pe aici să nu mai avem. Norocul, norocul a făcut ca în Ploiești să existe arhitectul Socolescu, care practic s-a, s-a luptat pentru, s-a luptat pentru biserică în, în timpul cutremurului din 1940, turla principală și așa s-a, a fost fisurată, s-a prăbușit. Reconstrucția a fost posibilă doar pentru faptul că toată comunitatea locală a zis, domne, nu lăsăm biserica să se ruineze, nu contează, o, re, o refacem. Bun, pune mână de la mână, au pus fiecare bani, au strâns donații și cu primăria și cu arhitectul Socolescu și așa, care l-a influențat pe primar. Cert este că au reușit să o finalizeze, să o sfințească în 1945. Îmi pare rău că nu putem intra în interiorul ei să, să o vedem, pentru că ar fi meritat să vedem și pictura interioară și catapeteasma și tot interiorul bisericii, dar poate într-un, într-un traseu ulterior sau într-o nouă plimbare prin Ploiești pe care o să o, să o facem, o să, o să avem șansa să și, să și intrăm în interiorul ei și să povestim și despre alte monumente din, din Ploiești, pentru că ce am văzut astăzi este o mică părticică din patrimoniul, din patrimoniul arhitectural al, al Ploieștiului. Mai avem, mai avem încă, încă două gări despre care trebuie să povestim, mai avem încă cartiere de,
case vechi care au supraviețuit, mai avem încă povești, foarte multe, foarte multe povești. Ce am făcut astăzi așa numai că am ridicat un pic vălul de ceață și așa și am prezentat cât s-a putut în timpul pe care l-am avut alocat așa Ploieștiul. Dar ca orice oraș și cum v-am zis și la începutul filmărilor noastre, niciun oraș n-are așa nimic de spus, are o poveste pe care o putem spune și orice oraș are clădiri și are ceva de arătat. La fel și Ploieștiul are mult mai multe povești pe care nu ne-a permis nouă timpul astăzi să le spunem și cred că am putea să vorbim săptămâni întregi despre Ploiești și n-am reușit să le epuizăm.